Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Audiențe în direct. Astăzi vom vorbi despre problemele pe care le întâmpinați la locul de muncă, cum să acționați în cazul unor accidente de muncă și, bineînțeles, vom vorbi despre perspectivele evoluției forței de muncă și multe, multe altele. Pentru toate acestea l-am invitat în platoul Informația TV pe domnul Cristian Sasu, inspector șef în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Satu Mare. Bine ați venit în platoul Informația TV. Bine v-am găsit. Și alături de noi se află colegul nostru, jurnalistul Mihai Ghenceanu. Bine ați revenit la audiență în direct. Mulțumesc. Bună seara. Dragi spectatori, doresc să vă reamintesc că numărul este afișat pe ecran și, deoarece discutăm despre probleme delicate care vă pot afecta locul de muncă, vă îndrumăm și vă cerem să intrați în direct și nu trebuie să vă dați numele complet, puteți să vă dați doar prenumele, doar inițialele, nu trebuie să ne spuneți care este firma la care lucrați sau instituția, ci doar să vorbim despre speță și după aceea, bineînțeles, să vă lăsați numărul de telefon și numele complet în regie, iar noi îl vom da domnului Sasu, care va prelua cazul și vă va rezolva problema cât de repede se poate. Domnule Sasu, vă propun să începem și să ne spuneți cu ce probleme vin oamenii la Inspectoratul Teritorial de Muncă Satu Mare în general. Voi începe prin a aborda ultimele cuvinte pe care le-a spus, că legate de rezolvarea cât mai repede cu putință a problemelor ridicate sau care vor fi ridicate în această emisiune, pentru că vom răspunde solicitărilor, bineînțeles, în limita de competență, pentru că experiența ne-a dovedit că, asta poate și datorită încrederii pe care instituția o are, populația se adresează cu diverse probleme care de multe ori depășesc sfera de competență a instituției pe care o reprezint. Dar numărul mare de sesizări și petiții pe care noi le procesăm în temeiul Ordonanței 27/2002 ne dovedește, așa cum am spus, că populația are încredere. Discutăm de peste 1600-1700 de petiții pe care le înregistrăm anual în cadrul instituției noastre. Undeva în jur de 1000 de petiții, sesizări sunt venite de la diverse instituții, de la diverse organizații legal constituite, care ne sesizează anumite aspecte privind activitățile care au legătură cu munca pe teritoriul județului Satu Mare. Sau vin dinspre alte județe, raportat la societăți sătmărene care își desfășoară activitatea în alte zone a țării, iar peste 600 sunt sesizări și petiții care vin de la cetățeni. Vin oamenii și în audiență, personal. Vin oamenii și în audiență, se adresează. Am observat că cel mai mult preferă să formuleze sesizările în scris și noi îi încurajăm să facă acest lucru, pentru că v-am spus de această prevedere, de Ordonanța 27, care reglementează felul în care se fac petițiile, se formulează petițiile, se formulează sesizările. Pentru a nu fi clasate, sesizarea trebuie să îndeplinească anumite condiții. Trebuie să aibă datele de identificare. Bineînțeles, principiul confidențialității datelor și profesionalismul inspectorilor de muncă a fost probat de nenumărate ori legat de aceste aspecte. Sunt informații pe care noi le prelucrăm și le utilizăm în acțiunile de control pe care le desfășurăm. Fiind o paletă vastă aceste sesizări și problematica ridicată, începând de la drepturi salariale până la eliberarea carnetelor de muncă pe care le mai gestionăm sau mai sunt rămase în arhiva noastră, până la refuzul angajatorilor de a elibera anumite adeverințe, documente care să le ateste vechimea angajaților. Legat de drepturile salariale, cum vă spuneam, de multe ori ni se adresează nouă, deși ar fi o procedură oarecum simplificată dacă s-ar acționa în instanță, pentru că, fiind vorba de drepturi salariale și un litigiu de muncă, nu se taxează aceste acțiuni. Bineînțeles, personalul din cadrul inspectoratului îi îndrumă și de multe ori chiar fac recomandări spre a le facilita soluționarea în termen cât mai scurt a problemelor ridicate, pentru că de multe ori sunt oameni necăjiți, sunt oameni care nu își primesc indemnizația de boală, indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizația de creștere a copilului. Deci problemele sunt dintre cele mai diverse. Pe urmă ne sunt sesizate aspecte privind condițiile de muncă,
felul în care se desfășoară munca suplimentară, orele suplimentare, sunt, v-am spus, sunt diverse și încercăm să le soluționăm pe cât posibil. Mare parte dintre acestea se rezolvă pe parcursul sau în perioada în care noi acționăm prin acțiuni de control. Prin aceste acțiuni de control pe care le desfășurăm. Și măsurile pe care le dispunem, parte sunt remediate în timpul acestor acțiuni de control. Doresc să ne spuneți, dacă aveți și o statistică, vă văd niște foi în fața dumneavoastră, care este numărul de angajatori și totodată numărul de contracte de muncă active în județul Satu Mare? La nivelul județului Satu Mare discutăm pentru perioada anului 2014, ca să avem o statistică cât mai exactă, undeva în jur de 7800 de angajatori și 85.000 de contracte individuale de muncă încheiate pe perioadă nedeterminată. Pentru că discutăm și de peste 6.000 de contracte de muncă încheiate pe perioadă determinată. Bineînțeles, undeva la 3.500-3.600 de contracte individuale sunt suspendate și avem peste 400 de sădmăreni angajați ai societăților sădmărene detașați. Totodată, scuzați, dar numărul contractelor de muncă nu reflectă neapărat numărul angajaților, pentru că sunt oameni cu două contracte de muncă, unii poate da, cu part-time sau cu... Sigur că da. De aceea am și spus, vorbim despre contracte individuale de muncă, nu persoane. Sunt contracte înregistrate. Într-adevăr, o persoană poate să aibă unul, două, mai multe contracte individuale de muncă. Mai mult decât atât, pentru că societatea este dinamică și până la urmă raporturile de muncă sunt dinamice, pentru a flexibiliza și a ușura modalitatea angajării, avem și această posibilitate a zilierilor. Azilierilor care, deci azilierul este un instrument mult uzitat în județul Satu Mare, ținând cont de faptul că sunt peste 10.000 de persoane care apar ca și zilieri. Vorbim peste 600 de registre de zilieri eliberate, spre 400-440 de societăți comerciale care folosesc în mod frecvent această forță de muncă. Nu au contracte de muncă, nu? Se înscriu doar în registru. Nu, se înscriu în registru și acolo putem să vedem diferențele. Așa cum am spus, sunt undeva între 10 și 11.000 de zilieri, dar avem undeva 240-230-240.000 de poziții. Pentru că legea zilierului dă posibilitatea ca pe perioada unui an, timp de 90 de zile, un individ să presteze activitate ca și zilier. Și avem câteva domenii, pentru că e specificul zonei. Dacă stăm să ne uităm într-o jumătate a județului, să zic așa, discutăm de agricultură. Și cele mai multe astfel de forme de evidențiere a lucrătorilor, registre de zilieri, vorbim de acest domeniu, agriculturii, peste 68.000. Pe urmă discutăm despre silvicultură, întreținere, curățenie, pomicultură, viticultură și tot ce înseamnă manipulări mărfuri legate de domeniile de activitate în care această lege a zilierilor activează. Legea zilierilor, din câte știu, oferă și facilități angajatorului. Pentru că nu profită 4 ore de asta. Țin 90 de zile, îi dau drumul 2 zile și îl angajez din nou până mă angajez. Îl iau iar zilier 90 de zile. Nu. Legea spune în felul următor. Facilitatea este una de natură fiscală în ceea ce privește angajatorul, pentru că este acea impozitare cu 16%. Punct. Da, este acea cu 16% pe un venit orar calculat undeva la 5,78 de lei pe oră. Sunt și anumite inconveniente legate de această lege a zilierilor, în sensul în care, privind din perspectiva angajatorului, se încadrează pe un program sau este considerat ca încadrat pe un program de 8 ore zilnic. Deci chiar dacă lucrează mai puțin, este pontat și remunerat ca atare pentru 8 ore. În cazul minorilor avem un program redus la 6 ore, dar pontat tot pe 8 ore. Mai mult decât atât, unde avem controlul, toate aceste registre sunt verificate de către Inspectoratul Teritorial de Muncă și cele 90 de zile, vorbim de 90 de zile calendaristice într-un an calendaristic.
Deci nu, poate mai mult. Nu poate să depășească această perioadă. Un lucrător nu poate să depășească. Chiar dacă a întrerupt. Chiar dacă a întrerupt. Ce pot să fac, într-adevăr, prin rotație, să aibă, știu eu, o bază de date cu astfel de lucrători, și atunci trei firme să găsească o variantă de a-i schimba. Intră în atribuțiile ITM-urilor să depisteze și persoanele care lucrează la negru, lucrează fără niciun fel de documentație. Nici cazilier măcar înregistrați undeva. Avem astfel de cazuri în județ? Ați depistat în 2014, dacă ne raportăm puțin? Una dintre principalele atribuții și atribute ale Inspecției Muncii și al Inspectoratului Teritorial de Muncă este tocmai depistarea și sancționarea muncii fără forme legale, a muncii nedeclarate. Și legat de acest aspect vreau să vă spun că am efectuat în cursul anului 2014 aproape 2000 de controle, peste 1900 de controle și au fost sancționați 660 de angajatori. 660? Da, 660, din care 290 au fost amenzi, iar 920 au fost avertismente. Totodată am aplicat peste, așa cum am spus că discutam la un moment dat despre măsuri și rolul măsurilor. Am aplicat peste 3500 de măsuri obligatorii. Parte din aceste deficiențe care au stat la baza formulării acestor măsuri au fost remediate pe parcursul controlelor și pentru noi este un lucru îmbucurător, pentru că este important ca aceste măsuri, prin punerea la punct și prin îndeplinirea acestor măsuri, angajatorii să atingă un nivel de respectare a prevederilor legale maxim. Am spus de munca fără forme legale sau munca nedeclarată. Au fost depistați 44 de angajatori care utilizau munca nedeclarată și vorbim despre 67 de persoane. Totodată, legea prevede o posibilitate a sancționării și angajatului care achiesează și acceptă. Pentru că sunt și situații de acest fel. Există, și nu trebuie să ne ferim să o spunem, există înțelegeri, există acorduri între salariat și între angajatori pentru a nu se întocmi formele legale de angajare și de a nu se declara. Din diverse motive. Angajatorul de obicei câștigă economic vorbind, da? Fiscal. Iar salariații de multe ori, sau lucrătorii, pentru că nu vorbim de salariați, lucrătorii, cei care prestează activitatea, probabil că sunt constrânși de alte beneficii pe care ar putea să le fi dobândit. Fie sunt șomeri în plată, indemnizați, fie sunt în concedii de îngrijire copii, fie au alte forme de câștig suplimentar, care, prin încheierea unui contract individual de muncă, ar fi întrerupte. Și atunci nu ar mai beneficia de aceste sume de bani. Așa spuneam că au fost aplicate 12 sancțiuni. Bineînțeles, majoritatea au fost avertismentele, dar au fost și sancțiuni contravenționale și amenzi. Chiar asta vreau să vă întreb. Despre ce sancțiuni vorbim? Sau dacă nu puteți să ne spuneți exact, măcar de la... Vă spun un prag minim maxim și o chestie pe care noi insistăm. Sancțiunile pentru munca nedeclarată, pentru munca fără forme legale, pentru neîntocmirea unui contract individual de muncă. Vorbim despre quantum amenzii cuprins între 10.000 și 20.000 de RON pentru fiecare persoană depistată. Pe urmă, cei care nu sunt declarați în registrul electronic de evidență a salariaților, sancțiunile pornesc iar de la 10.000 de RON. Pentru cei care achiesează, pentru lucrători, sancțiunile sunt mai mici, sunt undeva în jur de 500 de lei. Dar când sunt cazuri în care există mai mult de 5 persoane cărora nu le sunt întocmite formele legale de angajare, atunci trecem în sfera penalului, reprezintă infracțiune și se sancționează ca atare. Am avut în lucru 3 dosare în cursul anului trecut pe care le-am înaintat parchetului cu propunere de cercetare sub aspect penal a acestei infracțiuni. Bun, și din ce ați auzit, au și fost condamnați? Dacă au fost? Nu sunt finalizate. Deci unul, da, bine, și în 2013 ați descoperit și era deja legea. Nu sunt finalizate, a fost, cred, într-un singur caz, s-a transformat în amendă administrativă. Amendă administrativă? Amendă penală. Bun, Vreau să vă întreb și să ne spuneți,
Cum anume depistați eroarea în momentul în care este angajat o persoană, iar în contract de muncă este trecut cu 2 ore, cu 4 ore, dar de fapt lucrează normă întreagă? Dacă trebuie neapărat... Noi ca și organ de control avem o procedură de lucru. Deci avem proceduri de lucru pe fiecare segment pe care o desfășurăm. Spuneți prin proceduri specifice cum? Da. Nu specifice, e o procedură, cred că în alt domeniu sunt reglementări specifice. Noi avem proceduri de lucru în baza cărora ne desfășurăm activitatea. Mergem de multe ori, mergem pe buna credință a lucrătorilor, a salariaților, în sensul în care există acele fișe de identificare care stau la baza controlelor noastre în teren și pe care le confruntăm cu baza noastră de date, registrul electronic de evidență a salariaților. Bineînțeles, și am întâlnit de foarte multe ori, angajații sunt oarecum circumspecți, în sensul în care, în momentul în care sunt depistați în locul de muncă, declară în așa fel încât să-i acopere într-o oarecare măsură, dar pe de altă parte nu să-i acopere și pe ei ca și afirmații, dar și pe angajator ca solicitare. Sunt câteva aspecte legate de programul de lucru, de ore suplimentare, de salarizare, care probabil de foarte multe ori realitatea apare doar în momentul în care raporturile de muncă încetează. Pentru că am avut foarte multe situații de acest gen în care inspectorii de muncă în desfășurarea controlului au fost primiți cu agresivitate din partea angajaților, iar la o săptămână după ne-am întâlnit pe coridoarele inspectoratului cu aceiași angajați, venind de data aceasta să reclame și să spună că, domne, ce am afirmat atunci nu este tocmai așa, e puțin nuanțat. Nu vreau să-și pierde locul de muncă, mă gândesc că asta e... Se poate, da, probabil că nu vreau, dar și acesta mai este un aspect. Pe foarte mulți nu-i mai putem ajuta, ei vin să ne sesizeze anumite aspecte după ce deja au părăsit locul de muncă. Au plecat de la acel angajator. Într-adevăr, informațiile pe care noi le dobândim și pe care le procesăm și le utilizăm după aceea în desfășurarea controlelor, profită celor rămași în cadrul societății. Dar cel care a plecat nu va mai beneficia de aceleași drepturi. Da, eu vreau să vă întreb, în ceea ce privește remunerarea, sunt tot așa persoane care sunt încadrate cu minimul pe economie, mai ales tineri, care cu minimul pe economie, cu toate că poate are studii superioare sau așa mai departe. Cum anume se intervine în astfel de situații, dacă interveniți? Păi, practică generală. Da, din nou, că sunt sigur că mulți telespectatori ne urmăresc și se întreabă acest lucru. Din păcate, partea de fiscalitate se oprește undeva ca și competențe ale instituției noastre. Nu ascund faptul că noi colaborăm cu cei de la antifraudă și avem o colaborare foarte bună pe acest segment. Așa cum am spus, ne lovim de bariera unor declarații și a unor dovezi pe care putem sau nu le putem fructifica. Legat de tineri și legat în special de minori, pentru că e un grup sensibil și un grup vulnerabil până la urmă. Ușor manipulabil? Ceea ce vorbim sub 18 ani. Neapărat manipulabil sunt, toți am fost tineri și toți am fost luați la un moment dat de val. Toți am fost copii, pentru că vorbim de copii de 15, de 16, 17 ani, care pe perioada verii, pentru că sunt anumite domenii de activitate unde aceștia prestează muncă. În special comerț, alimentație publică și de obicei în perioada verii. Servicii. Acesta este și motivul pentru care muncă fără forme legale în rândul tinerilor sau a minorilor am găsit exact pe aceste domenii de activitate și în special în perioada vacanțelor. Dar să știți că, din păcate, tinerii sub 18 ani sunt prea puțini cei care formulează sesizări. Deși este timpul lor și este viața lor, prea puțin... Știu ei aceștia unde să se adreseze, având în vedere că vorbim de 15, de 16 ani? În fiecare an am avut acțiuni în licee. În licee și în anii terminali, în special clasele a 10, a 11, a 12. Reticenți oarecum și ei, pentru că ei stăteau și spuneau, majoritatea a spus, bun, vă cunoașteți drepturile, hai să discutăm. Discutăm despre drept. Ce drepturi, ce obligații aveți? Pentru că trebuie știut treaba asta și oamenii ar trebui să fie responsabilizați
Locul de muncă nu înseamnă doar drepturi ale angajaților, înseamnă și obligații. Și va trebui încet, încet să știm și să ne respectăm locul de muncă și să respectăm anumite clauze contractuale. Și acum fac o extrapolare și aș vrea să precizez perioadele de preaviz, care uneori sunt în favoarea angajatorului, uneori sunt în favoarea angajatului. Dar sunt salariați care de foarte multe ori, în urma unui conflict, a unui incident, da, își lasă utilajele, lasă toate sculele și am plecat. Iar din experiență vă spun, sunt prea puțini angajatori care se îndreaptă pe cale judecătorească împotriva acestor salariați. Iar salariații exploatează acest lucru de foarte multe ori. Am extrapolat, într-adevăr, am dus discuția puțin altă parte. Vorbeam despre, și de fapt vorbeați despre tinerii sub 18 ani, cei peste 18 ani, care sunt majori și deja în mod normal ar putea să ia decizii singuri, să meargă, să știe unde și cum să se adreseze, fără a mai avea nevoie de un tutor lângă sau așa mai departe, un părinte. Aceștia se adresează în astfel de cazuri ITM-urilor? Da. Așa cum am spus, numărul mare de sesizări și de petiții formulate ne confirmă acest lucru. Da. Vreau să mă întreb cum anume acționați. Vine, vă spune. Ce dovezi trebuie să aducă tânărul respectiv sau orice persoană ar fi ea pentru a dovedi că nu a fost remunerat conform legislației? Depinde, asta vreau să spun, vreau să precizez, depinde foarte mult de natura sesizării. Ce anume sesizează? Pentru că sunt cei care sesizează drepturi salariale, dar culmea, recunosc și de multe ori nu solicită mai mult decât sumele pe care le aveau trecute în contractele individuale de muncă. Deci așa cum am spus la începutul discuției noastre, ei achiesează într-un fel la acele clauze pe care prin semnarea contractului de muncă, prin citirea, semnarea, înmânarea unui formular, le-au acceptat. Și acesta este motivul pentru care dacă angajatorul nici măcar acele sume de bani nu le acordă, fie la încetarea contractului de muncă ajungând la termen, fie la încetarea raportului de muncă prin demisie sau alte mijloace, ei vin și solicită doar sumele din contractele individuale de muncă. Pentru că, privesc puțin mai departe, nu este domeniul nostru, dar la o simplă analiză am putea să ne dăm seama că așa este, prin acceptarea unor sume de bani peste nivelul celor menționate în cuprinsul și negociate în cuprinsul contractului individual de muncă, până la urmă vorbim de sume oferite de către angajator de undeva și probabil, cu siguranță, nu probabil, neimpozitate, dar sunt și sume de bani pe care angajatul și le însușește și la fel nu achită dările și obligațiile bugetare către stat. Deci undeva vina este împărțită. Exact așa cum s-a găsit soluție în ceea ce privește acel acord între angajator și lucrător privind neîncheierea contractului de muncă și neînregistrarea angajatului, în sensul în care se aplică sancțiune și angajatorului, dar se aplică și angajatorului care acceptă această stare de fapt, probabil că în viitor vom găsi sau se va găsi o reglementare juridică și în ceea ce privește fiscalizarea acestor sume de bani. Aș dori să ne întoarcem puțin la ceea ce spuneați după prima întrebare și să ne spuneți cum anume acționați în momentul în care vine o persoană și vă întreabă, vă spune că face ore suplimentare și nu este plătit. Sau condițiile de muncă. Acesta este un subiect. Cum anume acționați aici, la condițiile de muncă? Se plânge că nu... Instituția noastră este organizată pe două paliere. Discutăm de corpul de control relație de muncă și un corp de control securitate și sănătate în muncă. Atunci când sesizarea cuprinde aspecte și din sfera relațiilor de muncă și a securității sănătății în muncă, controlul este unul complex și echipele sunt mixte. În cazul în care vorbim doar despre condiții de muncă, cei din cadrul Corpului de Control Securitate Sănătate în Muncă ies în teren.
Fiecare sesizare este verificată în teren, indiferent despre ce se face vorbire în acea hârtie, în acea sesizare, controlele se fac în teren. Și inspectorii de muncă iau act de ceea ce se întâmplă la fața locului. Mai mult decât atât, avem posibilitatea de a avea acele fișe de identificare, de a lua probe, de a face anumite fotografii și alte măsuri pe care le putem lua, inclusiv în condițiile în care aparatura, utilajele, sunt într-o stare care pot provoca accidente iminente, avem posibilitatea de a asista activitatea și de a asista anumite utilaje. Bun, dar probabil inspectorii, vorbesc de cei în Securitatea și Sănătatea Muncă, ei au, bănuiesc un nomenclator, nu știu, ceva după care pot aprecia condițiile de muncă, nu? Nicăieri nu sunt ideale, nici o firmă nu are condiții ideale de muncă, așa cum scrie la carte, cum se spune. Și atunci, bun, sigur că, nu știu cum să zic, angajatul sigur că ar dori, el știe ce drepturi are, că știți că majoritatea știu, nu aveți frică, că nu știe ce condiții ar trebui să fie, că se interesează. Și atunci, bun, reclamă, nu avem, nu știu, exhaustor la fiecare mașină, ci doar unul la trei mașini. Înainte să răspundeți, avem un telefon, doamna Maria este cu noi. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Aș vrea să pun și o întrebare domnului. Vă ascultăm. Aș vrea să știu dacă angajatorul are obligația de a mări salariul de încadrare unui angajat care pe parcursul unui contract de muncă în derulare a terminat și s-a licențiat în studii superioare. Vorbim de instituție publică sau vorbim de o societate comercială? Privat. În domeniul privat. Da, am înțeles. Vă dau răspunsul acum? Da, sigur, pe loc. Da. Această prevedere ar trebui să fie stipulată în contractul colectiv de muncă, dacă aveți contract colectiv de muncă la nivel de unitate. Acolo ar trebui să fie stipulat modalitatea de promovare. În trecut erau niște indicatori, niște coeficienți, 1,2 până la 2 din salariul minim pe economie în cazul în care discutăm de absolvenți de studii superioare. Din păcate, în acest moment, contract colectiv la nivel național nu există, dar s-ar putea să regăsiți această prevedere în contractul colectiv la nivel de ramură ce vă este aplicabil. La noi nu cred că există acest contract colectiv. Colectiv. Da, sperăm să avem numai contract individual. Sperăm să apară atunci. Dacă nu aveți nici în contractul colectiv, nici sunt situații în care în contractele individuale părțile negociază și stipulează acest lucru. Dacă nu, s-ar putea să apară un contract colectiv în care să fie reactivat acel indice, coeficient de ierarhizare de 2. Da. Mulțumesc frumos. Doamna Maria, puteți să lăsați numărul dumneavoastră de telefon în regie colegilor. Noi îl vom da domnului Sasu și acesta vă poate prelua cazul mult mai în detaliu și să vedeți exact dacă puteți sau nu puteți să primiți un salar mai mare. Bine, vă mulțumim. Așa. Să răspundeți întrebării domnului Ghenceanu. Reluăm. Da. Să-i luați puțin întrebarea. Deci vorbeați despre condițiile de muncă. Da, spuneam că nicăieri nu sunt ideale. Nu, dar asta spuneam la un moment dat. Fiecare control este făcut în teren. Nu impunem mai mult decât condițiile minime care să fie respectate de către angajator. La un moment dat ziceați de exhaustare, da? Sunt condițiile minime termice. Sunt condițiile minime termice. Sunt condițiile minime pentru temperaturi extreme, da? Când avem temperaturi foarte ridicate, în care angajatorul trebuie să acorde un repaus mai des, în care trebuie să asigure spații ventilate, în care trebuie să asigure lichide suplimentare angajaților. Deci astea sunt momentele în care intervenim și putem interveni și avem mijloacele de a interveni și de a determina angajatorul să respecte prevederile legale. Mai mult decât atât, vom vedea parte dintre accidentele care au loc, au câteva condiții care generează aceste accidente. De exemplu, vorbim de munca la înălțime și de felul în care se desfășoară munca la înălțime. Vorbim de montarea, supravegherea schelelor, la fel legat.
Vorbim până la urmă de niște banalități sau chestii banale, sau așa li se pare, legate de asigurarea, marcarea și întreținerea spațiilor de acces și de circulație, care la fel pot să provoace accidente sau să conducă la accidente. Și bineînțeles, ce este cel mai important, starea utilajelor. Da. De obicei, când mergeți în teren, se adeverește cele spuse de către persoana care reclamă în urma controlelor? De cele mai multe ori, da, de cele mai multe ori se confirmă, dar așa cum v-am spus, aceste sesizări de multe ori apar în momentul în care persoana care formulează sesizarea nu mai este în cadrul societății. Bineînțeles, avem și, ca mă gândesc, orice altă instituție de control, și sesizări făcute, nu știu, de concurență, făcute de diverse persoane care sunt situații hilare de multe ori. Refuză să-și dea numele, da? În schimb, pe plic își trece și numele și adresa de corespondență. Dar în cuprinsul sesizării, nu, domnule, nu spun nimic, nu vreau nimic, pentru că... În acest moment avem un domn prin telefon, domnul Dan Vasile este cu noi. Bună seara, vă ascultăm! Bună seara, toată stima, invitatul dumneavoastră și dumneavoastră. În legătură cu o problemă din învățământul școlar, că sunt mai multe probleme, sunt situații de ordinul zecilor, sutelor de ore neplătite, care nu se plătesc nici compensabil, nici deci cash, deci enumerate. Deci nu se pot plăti. De exemplu, sunt trei persoane care lucrează în funcții și că funcții compensatorii și la un moment dat se acumulează multe ore suplimentare și nu se poate compensa nici, deci nu se dă, nu se poate da nici plată compensatorie ore libere, nici plătite. Cum se poate rezolva problema asta? Că sunt multe, multe cazuri în școlile și în liceele din învățământul școlar. Asta ar trebui să o puneți edililor, inspectorilor, pentru că sunt de ani de zile problemele astea. Eu vă mulțumesc pentru înțelegere. Vă mulțumim și noi, domnule Dan. Să dați dumneavoastră răspunsul pe mass media cum se pot plăti, pentru că sunt zeci de ore suplimentare făcute, neachitate, nici enumerate, nici zile libere. Puteți să rămâneți cu noi. Da. Domnul Sasu va răspunde chiar în acest moment. Pentru că vorbim despre învățământ, există o lege a salarizării și există niște organigrame care sunt aprobate și bugetate ca atare. Faptul că s-a ajuns la o încărcare din ceea ce spune este domnul Dan... Este o problemă foarte dificilă. A spus că este trebuie întrebat oamenii în teren, pentru că este unul care... spune aspectul, dar sunt 11.000 de oameni care sunt problema asta. Da. O seară plăcută, la revedere. O seară mulțumesc plăcută. Mult pentru înțelegere. Vă mulțumim pentru telefon. Factorii decidenți aici, așa cum am spus, pentru că discutăm de o lege a salarizării, discutăm de o lege a învățământului și vorbim despre Ministerul Învățământului și conducerile comunităților locale. Încărcarea, că eu asta am înțeles că este problema, încărcarea pe fiecare cadru didactic este mai mare decât ar prevede legea sau este o lipsă de personal, pentru că organigramele sunt concepute în așa fel încât ca număr de ore să fie acoperită. Ori din ceea ce a spus telespectatorul dumneavoastră, înseamnă că undeva este o problemă. Organigrama nu acoperă toate funcțiile sau posturile nu sunt ocupate. Și atunci ce puteți face în această situație? Mergeți tot așa în teren și... Este un domeniu, v-am spus, vorbim până la urmă de entități publice, unde intervenția noastră este limitată de ceea ce înseamnă bugetarea acelor posturi și, bineînțeles, de legea salarizării. Și în acest context, cine ar putea interveni? Soluția și problema cred că va putea fi rezolvată, dacă nu va fi rezolvată de autorități, atunci poate fi rezolvată doar de către instanțele judecătorești care pot să confirme sau să infirme faptul că
salarizarea respectivă este inadecvată. Vreau să trecem puțin și să vorbim despre accidentele de muncă și să ne spuneți care sunt domeniile și sectoarele cele mai riscante. Expuse riscului de accident de muncă, da. Aici putem discuta discutăm despre accidente ușoare și accidente soldate cu consecințe grave, invaliditate și chiar deces. La nivelul anului 2014 am înregistrat undeva la 52 de accidente și 4 dintre acestea au fost soldate cu decesul persoanelor, decesul victimelor. E undeva la nivelul anului 2013, nu am avut accidente colective și ca domenii legate de aceste accidente oarecum mai ușoare ar fi în principal fabricarea mobilei, construcții metalice, industria alimentară, prelucrarea cauciucului, fabricarea produselor din cauciuc, transporturi terestre. Și sectoarele cu risc ridicat de accidentare și cu risc de deces sunt silvicultura și exploatațiile forestiere în principal, construcțiile și chiar și comerțul, pentru că am avut inclusiv 5 accidente de traseu. La nivelul anului 2014, dintre cele 38 de persoane care au fost în incapacitate temporară de muncă, 35 și-au reluat activitatea și asta este un lucru îmbucurător. Din păcate, o persoană a decedat și două persoane au primit decizii de invaliditate. Iar ca durată medie de zile libere sau zile de incapacitate de muncă, vorbim undeva de 69-70 de zile, ceea ce este totuși mult. Pentru că pe lângă suferința pe care o are individul accidentat sau persoana în cauză, vorbim și de suferința și de prejudiciu adus familiei. Pentru că veniturile salariale nu sunt aceleași, vorbim de griji, îngrijorări și așa mai departe, dar pierde inclusiv angajatorul. Prin faptul că este știut și e dovedit acest lucru, prin scoaterea din producție a unui individ care are experiență, are deprinderile de a lucra cu utilajele, o perioadă atât de lungă de timp, este foarte greu să înlocuiești persoana în primul rând. Și perioada de adaptare a noului lucrător este aproape egală cu perioada de readaptare a fostului lucrător care după ce își revine și încetează incapacitatea temporară, are totuși nevoie de o perioadă de readaptare și de reintrare în sistemul și ritmul de producție. Și colectiv. Da. Și aici vom avea și ca perspectivă din păcate probleme, pentru că este știut faptul că populația României, populația Europei în general, îmbătrânește. Din regie, colegii îmi spun că un telespectator ne întreabă: ce este obligat angajatorul să-mi plătească după un accident de muncă, în urma căruia am amputație distală, sper că spun bine ce spun, distală, antebraț, dreapta? Ma, ne gândim că e vorba de lipsa unui... Partea de decontări nu este domeniul nostru de activitate, așa că sub acest aspect nu voi putea oferi foarte multe informații, dar... Dacă această victimă, această persoană a avut încheiat contract individual de muncă, înseamnă că s-a bucurat, se beneficiază și de toate indemnizațiile și drepturile de asigurat ce derivă din acest contract. Problema este și se complică în momentul în care nu are astfel de o formă de angajare. Trebuie angajatorul să vă anunțe în momentul producerii unui astfel de accident și dacă nu o face, cum este sancționat acesta? Da. Este obligat să anunțe de îndată un astfel de eveniment și nu ascundem faptul că parte din accidentele care au loc și în care cei de la SMURD sau cei de la ambulanță ies în teren ne sunt comunicate prin serviciile speciale.
Dar obligația legală revine angajatorului de a ne comunica și de a ne transmite o fișă operativă în care să ne dea informațiile imediate legate de ceea ce s-a întâmplat în teren pentru a putea acționa. Necomunicarea se sancționează, iar sancțiunea se încadrează undeva între 3500 de lei și 7000 de lei, necomunicarea accidentului de muncă. Dar necomunicarea, iar necercetarea sau refuzul de a cerceta un eveniment se sancționează cu o amendă între 4000 și 8000 de lei. Există într-adevăr situații în care angajatorii, în speranța că vor putea mușamaliza, nu se va afla sau la început nu realizează consecințele accidentului, nu realizează cum s-ar putea starea accidentatului, în ce sens va ajunge, în ce va curge, de multe ori omite sau refuză să facă această comunicare. Poate după aceea să redreseze situația și să spună că da, într-adevăr a fost. Deci are această posibilitate să o întoarcă? Are această posibilitate să o întoarcă, dar sancțiunea se aplică. Da. Avem foarte mulți concetățeni, ne referim aici cei din județul Satu Mare, dar în întreaga Românie, care știm prea bine sunt plecați pe alte meleaguri, sunt plecați în străinătate, la muncă. Dacă li se întâmplă ceva acolo? Și aici ne referim la județul Satu Mare. Ați avut cazuri în care a trebuit să interveniți sau aveți competențe să interveniți dacă s-a întâmplat un accident de muncă în străinătate? Da, există o prevedere legală, legea 156 pe 2000, care reglementează situația cetățenilor români detașați în străinătate, în state membre UE. Și putem interveni doar în situația în care aceștia prestează activitate cu forme legale pe teritoriul statelor. Deci sunt detașați. Și sunt detașați. Nu și-au găsit ei de lucru. Și sunt detașați. Da. Numai... da, pentru că cei care sunt detașați, când pleacă din țară, pleacă cu, au un dosar. Au un dosar personal, se bucură de protecția asigurărilor statului român pe o perioadă dată, pe perioada de detașării, care poate să dureze 6 luni. Din 6 în 6 luni se poate prelungi. Cele mai frecvente sunt accidentele care apar în domeniul transportului rutier, din păcate, și de multe ori acestea sunt soldate și cu victime, cu decesul victimei, și procedura este destul de greoaie. Este greoaie și procedura de repatriere a victimelor, dar și procedura de cercetare a accidentelor. Trebuie să facem o diferență între felurile accidentelor. Sunt acele accidente ușoare, care necesită până la 3 zile de îngrijiri medicale, sunt accidente care necesită mai mult, sunt accidente care sunt soldate cu invaliditate evidentă și atunci acele accidente sunt cercetate de către colegii mei, sunt accidente soldate cu decesul victimei, la fel cercetăm tot noi, iar celelalte accidente care sunt mai ușoare sunt cercetate fie de către societate, dacă are personal calificat, sau apelează la un serviciu extern care să facă cercetarea evenimentului. Am înțeles. Prevederi legislative noi în codul muncii avem sau ceva ce telespectatorii ar trebui să știe? Da, există. Sunt prevederi care au apărut chiar la începutul acestui an, în cursul lunii ianuarie, și fac câteva precizări. De fapt, vin să întărească anumite articole din codul muncii. În principal, vorbim despre ceea ce înseamnă vechimea în muncă sub aspectul zilelor pontate ca și nemotivate, ca absențe nemotivate ale angajaților, care nu constituie vechime în muncă, sau perioada concediilor fără plată, la fel. Dar avem și excepții. Concedii fără plată pentru formare profesională sau pregătire profesională sunt pontate totuși și considerate ca și vechime în muncă. La fel, sub aspectul încetării de drept a contractului individual de muncă, la împlinirea vârstei de pensionare, a stagiului de pensionare, încadrarea într-un grad de handicap, la fel, contractele de muncă încetează de drept. Și aspecte legate de salariații temporari. Acești salariați temporari care
De fapt, este o legătură între agentul de muncă temporar și anumiți beneficiari, iar salariații temporari care sunt puși la dispoziția beneficiarului se bucură de, și obligatoriu trebuie să fie, să se bucure de aceleași drepturi ca și ceilalți salariați din cadrul societății, ca și salarizare și alte drepturi, la același nivel. Dacă nu există astfel de salariați, atunci trebuie să fie asimilat și stabilit un astfel de nivel. Vreau să vă spun că l-avem prin telefon pe domnul Vasile Derle. Da. Nu este încă cu noi. Din câte am înțeles de la colegii din regie, dânsul dorește să intre și să ne spună. Are nemulțumiri în ceea ce privește mult anunțata reorganizare și transformare a ITM-urilor împreună cu alte instituții, instituția de plăți, dacă am înțeles bine. Împreună cu agenția de plăți. Să formezi o agenție națională pentru inspecția muncii și securitate socială. Domnule Vasile Dele, sunteți cu noi? Bună seara! Da, bună seara! Bună seara invitatului dumneavoastră! Bună seara! Mă bucur că vă aud. Tocmai spuneam domnule Sasu că ați dorit să intrați să ne expuneți nemulțumirile angajaților pe care îi reprezentați cu privire la această reorganizare și transformare ce se dorește de ceva vreme. Deci, în primul rând, ordonanța 86/2014, din păcate, încalcă câteva articole chiar din Constituție. Practic nu face altceva guvernul decât desfințează Inspecția Muncii și Agenția Asta Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și, prin comasare, după părerea noastră, creează o nouă structură care, am înțeles că are denumirea de Agenția Națională pentru Inspecția Muncii și Securitatea Socială, dacă nu mă înșel, da? Da. Noi am contestat filiala Cartel Alfa, am și înaintat un memoriu la Avocatul Poporului, atunci imediat după apariția Ordonanței 86, practic încalcă, prin această adoptare a ordonanței, articolul 115 din Constituție, aliniatul 4, care spune într-adevăr că guvernul poate adopta o ordonanță de urgență, dar numai în situații extraordinare. Și totodată, când adoptă asemenea ordonanțe în situații extraordinare, are obligația de a motiva urgența. Din ce, pentru ce a dat acea ordonanță. Ori, din câte știu eu, legea 108 reglementa foarte clar organizare și funcționare a Inspecției Muncii, 108/1999, dacă nu mă înșel, da, nu? Corect. Da, da. Așa. Iar guvernul ce a mai făcut? După ce a elaborat ordonanța 86, nu se menționează de ce modifică cadrul legislativ existent prin organizarea și funcționare și nu specifică nici de existența unei situații extraordinare, cum specifică în articolul 115 din Constituție. Sigur că mai sunt încălcate mai multe articole, adică 115 și alineatul 2, practic este încălcată, dat fiind faptul că poate să permite delegarea legislativă doar în domeniul în care nu constituie obiectul legilor organice. Deci și aici este încălcat atâta timp cât legea 108 este o lege organică, din câte știu. Sigur că încalcă mai multe drepturi. Tot mi se pare articolul 73, alineatul 3 din Constituție este încălcat, care specifică statutul funcționarului public se stabilește prin lege organică, nu prin ordonanță de urgență, și statutul funcționarului public din cadrul inspecției trebuie reglementat prin lege organică, așa scrie la articolul 73. Întotdeauna, sigur, ne raportăm la Constituție sau la alte legi și la diferite articole, dar niciodată nu se ia în calcul, de exemplu, Convenția Organizațiilor Internaționale ale Muncii. Și aici se încalcă foarte clar, această ordonanță încalcă articolul 6 din Convenția 81 1947,
care specifică un lucru interesant. Chiar despre inspecția muncii spune, personal inspector al inspecției va fi format din funcționari publici și asigură totodată independența față de orice schimbare guvernamentală. Ori acest lucru, după părerea noastră, ordonanța 86/2014 încalcă. Domnule Ghenceanu are o întrebare pentru dumneavoastră, dacă îi permiteți. Bună seara! Nicio problemă, numai că doar fac două precizări foarte importante. Bun, faceți precizări. Care cred eu că e important. Deci, totodată, chestia asta de ordonanța 86, dacă încalcă atâtea reguli și reglementarea la nivelul guvernului, se poate modifica o lege organică, asta înseamnă că ori de câte ori se schimbă structura guvernului, de fiecare dată se poate modifica, tot prin lege, prin ordonanță. Nu trebuie să fie o lege organică care să reglementeze organizarea și funcționare. Și să nu uităm, în ultimul lucru care vreau să spun, este codul muncii, care și acolo reglementează foarte clar articolul 239, înființarea și organizarea inspecției muncii sunt reglementate prin lege specială. Ori atâtea articole din Constituție, din Convenția 81, din codul muncii, toate sunt practic încălcate. Este părerea noastră și noi am și înaintat atunci, cum am precizat la început, la avocatul poporului, sigur că... Domnule, bună seara! Bună seara! Și ce vreau să vă întreb? Dumneavoastră sunt convins și văd că știți. Domnul inspector șef știe. Noi, partea, știm. Dar aș vrea pentru a înțelege toți telespectatorii. De fapt, cu ce îi atinge pe angajați, respectiv pe cei pe care le reprezentați, această unificare, sau cum să o numim, unirea a două instituții într-una singură. Deci, ce repercursiuni poate avea asupra sindicaliștilor pe care le reprezentați? Pentru că în ultima instanță, asta interesează, nu? Vă spun și treaba asta. Domnul Ghecean, este foarte simplu. Atâta timp cât funcționarul public care lucrează la inspecția muncii nu mai este liber. Deci, practic, el este legat de politic, că vrem, că nu vrem. Prin această ordonanță. Orice guvern care vine se poate modifica prin ordonanță de urgență o lege organică, care este absurd. Deci nu se poate modifica o lege organică printr-o ordonanță de urgență. Ori atunci un inspector de la Inspecția Muncii, care e funcționar public, primește ordine, s-ar putea să ajungem chiar până acolo, să primească ordine și să nu mai poată verifica dacă drepturile salariaților sunt încălcate sau nu. Ori, unde mai există sindicat? Da, putem să zicem că acolo, într-adevăr, sindicaliștii mai încearcă și apără pe cât pot ei până se mai reglementează și se modifică legea 62, care o cerem de la apariția legii 62. Vă aduceți aminte de câte ori am solicitat și am făcut fel și fel de manifestații. Până se modifică, până atunci, încă cât pot, sindicaliștii apără. Dar problema este acolo unde sunt, în sectorul privat, angajați 50, 100, 300, 500, care li se încalcă niște drepturi și un inspector de muncă poate sau nu să vadă într-adevăr ce se întâmplă acolo. Domnule, iar vreau să mai spun ceva, îmi cer scuze, domnul Cristi, spuneați de contract colectiv de muncă pe ramură. Nu mai există nici pe ramură. Nici la nivel național, unic la nivel național, nici pe ramură. Iar revin cu contractele colective de muncă și aici este o problemă. Legea scrie, unde sunt minim 21 de angajați, este obligatoriu un contract colectiv de muncă. Dar unde nu este sindicat, acolo poate semna un reprezentant al salariaților. Ori știm cu toții, nu trebuie să ne ascundem după degete, un reprezentant al salariaților care nu este ales de oameni, ci este numit de cineva, semnează ce îi spune acel cel care l-a numit. În păcate. Deci să înțelegem, domnule Derle, că într-un fel vă temeți că acești funcționari publici care trebuie să n-ar trebui să fie atinși de nimeni și nimic... Nici nu mai asigură stabilitate, nu asigură nimic. Credeți că vor fi aleși pe criterii politice? Sunt convins.
Vă mulțumim pentru intervenție. Îl vom lăsa acum pe domnul Cristian Sasu să ne spună și el. O seară bună tuturor! Vă mulțumim foarte mult! O seară bună! Au fost ridicate, să spunem așa, la fileu foarte multe probleme cu această unire. Noastră, ca, să zicem, ca reprezentant de bază al Inspectoratului Teritorial de Muncă Satu Mare, sunteți direct implicat și am vrea să ne spuneți, sunteți de acord cu ceea ce guvernul Ponta dorește să facă? Domnul Dârle este un prieten al nostru și cu siguranță numărul simpatizanților și așa avea destul de mulți în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Satu Mare a crescut cu această intervenție pentru că a făcut câteva afirmații. În primul rând, s-a făcut referire la un principiu a stabilității funcției publice. Foarte important, foarte important. Au fost urmărite și apreciate demersurile dânsului în ceea ce privește sancționarea acestei ordonanțe 86, care în acest moment a fost adoptată tacit de către Camera Deputaților, probabil va trece în Senat ca și for decizional, după care vom vedea ce se întâmplă. Nu vorbim despre unificarea două instituții, nu, vorbim despre o nouă entitate, o altă instituție, care încearcă să se fundamenteze pe principiile celor două instituții, ale Inspectoratului Teritorial de Muncă și ale Agenției de Plăți. Am avut la începutul acestui an o întâlnire cu doamna ministru Rovana Plumb și în urma acestei întâlniri, concluziile au fost simple, în sensul în care a apreciat activitatea inspectoratelor teritoriale și a considerat că prin această ordonanță pe care se vrea să se pune în practică, de fapt să se întărească ceea ce înseamnă inspectorul de muncă și activitățile de control. Bineînțeles, instituția funcționează din 1999, a funcționat cu rezultate foarte bune, a fost apreciată într-adevăr mereu pe plan național și pe plan internațional. Este o instituție care se regăsește în această formă a inspectoratelor teritoriale. Mai avem încă un singur minut din această emisiune și aș vrea să concluzionăm puțin să răspundeți într-un fel celor spuse de către domnul Vasile Dârle și să-mi spuneți, vă simțiți confortabil? Sau v-ați simțit confortabil în această nouă structură? Eu personal mă simt confortabil în orice structură, dar pentru ceea ce înseamnă inspectorul de muncă, eu consider că instituția în forma în care este în acest moment și-a căpătat prestigiul și se bucură de un prestigiu destul de ridicat. Deci să înțelegem că nu ați vrea nici dumneavoastră această schimbare. Orice bulversare și orice schimbare cred că nu este benefică. Credeți că va fi așa cum zice domnul Dârle, noi funcționari sau actualii funcționari sau cei puși pe criterii politice, cum crede dânsul, sau care vor fi puși pe criterii politice, vor putea să controleze când vor, pe cine vor? Nu, eu cred că sindicatele de această dată au făcut suficient de mult pentru ceea ce înseamnă funcția publică și funcționarii publici, pentru ca această ordonanță, dacă va trece, va trece cu foarte mare atenție și va avea o lege care va fi dezbătută. Dacă nu, vom rămâne în aceeași formă de organizare. Vreau să vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să veniți în studioul Informația TV și sper să ne mai întâlnim, să mai discutăm tot pe aceste probleme. Cu mare drag, oricând considerați util. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule Ghinceanu. Dragi spectatori, vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost și în această seară în fața televizorilor alături de noi. Ați urmărit audiențe în direct. Nu trebuie să uitați că doar aici, la Informația TV, se poate spune adevărul. Toate cele bune, urmează știrile, rămâneți alături de noi.